Brav. Dumnezeu să-l iertăm. Cum plânge frate ca un copil. Dar stai că n-am dantura pusă. Salutare și bun venit la nou episod. Luați-vă șervețelele, că plângem. Gata, m-ați luat și voi vacanță, mă. E bine, mă. La mulți ani. Bă, dacă mai vreți clipuri de genul, apăsați butonul de like. Acum apasă like, să facem 50.000 de like-uri. E imposibil, nu? Și abonați-vă la canal. Foarte important să facem 100.000. Dizo mă cheam. Te uiți la mine, tu. Ești nebun, tu, nu? Te uiți la mine? Fă-mi o poză. Gata, mă, să-i dăm bătaie. Măi, jucătura de la Fiorentina, mă. Dar nu mai știu cum a murit, mă. Știu că a murit, da? Era prieten cu Buffon, bă. Brav. Dumnezeu să-l iertăm. Uite, frate, pentru un jucător, băi. Dacă nu mă înșel, că era și capitanul echipei sau ceva în genul. Dar ce s-a întâmplat în Barcelona? Nu-mi dau seama dacă plânge sau... A, da, mă, chiar plângem. Sau se prefăceam. Te prefaci? Ce ai, mă? Cea pe coense. Nici asta nu știu ce înseamnă. Dar se vede că oamenii plâng sincer, frate. Nu știu, are din accidentul ăla cu avionul? Of. Mi se pare că n-a murit toată echipa aia, mă, cu avionul când s-a prăbușit. Nu știu dacă știți să-mi spuneți în comentarii. Dar cred că aia e. Ia să vedem cum mi le dă. Nu te vezi, pentru el nu înseamnă nimic. Bă, dar pentru un copil cred că e... Dă-i mă și lui ciorapii, ce faci? S-a prăbușit un avion, mă, și a murit toată echipa. Deci, vedeți, se poate sfârși în orice moment, frate. Vedeți, mă, cum e viața asta, mă? Ne chinuim noi să strângem, să facem, să ajungem cei mai buni și murim, frate. Și oricum o să murim cândva, deci să facem cât mai mult bine, nu? Da, mă, știu pe sârnul ăsta, mă. Am vorbit cu el. A fost jucător antrenat de Mircea Lucescu la Shakhtar. Și a murit tatăl. Trei ultima rea a murit bunica. Cum plânge, frate, ca un copil. Nu știu, bă, mi-e ciudat să fac clipul ăsta. Nici nu-mi vine să mai zic nimic, dar trebuie să zic. Bă, dar ce ochi mari are, mă. Știu în momentul ăsta, frate. I se așeza și un futre pe ochi. A ajuns în finala europeană sau mondială, nu mai știu. Cred că e europeană. Și s-a accidentase, frate, în primele minute. Și tot au câștigat. Bă, dar Messi și când plânge, nu plângem. Da, uite-l, că plângem. Cred că de asta a și vrut să se retragă de la națională. Că a pierdut finala, bă. Ia, ia, ia. Dar ar fi mai multe momente de genul ăsta. Și acum dă-i cu fuga, ia uite-l.
O tălpăne bun. Plângem. Dar de ce plângem? Tomas Rosiski, mamă ce jucător. Ce rupeam la 2007 cu el, bă. Așa de la spate ai zice că e femeie, dar nu e. E băiat. Da, mă, că s-a retras Ibrahimovic de la Național. Ar fi tare să mai revină încă un an sau ceva. Dar nu cred. Puh. Da, fraților, cam atât a fost cu clip. Cam atât a fost, fraților, cu clipul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Apasă like și mai fac. Oricum, după un clip de ăsta nici nu mai știu ce să mai zic. Așa că până data viitoare, fiți pace, bă. Pa! Mai cu el live, beat-ul mai ceva care ai listat din start, de-i tai, dar asta e real love și nu hentai. Ursus cu par de vin, hot, răsăle și puțin, dar tizomane vin cu cine mai bun ca un pacin.